Cred că putem și astăzi să spunem din toată inima, lăudat să fie Domnul. Și ne dorim să îl lăudăm așa cum a fost îndemnat și la timpul de rugăciune toată eternitatea. De altfel, va fi cel mai mare har să fim acceptați alături de ființele din cer și să îl lăudăm pe Dumnezeu Tatăl și pe Hristosul Său. Amin. Astăzi, lecția a noua, fericirea împărăției lui Dumnezeu. Fericirea eternă a fost visul pe care nu și l-a văzut împlinit Adam după ce a fost expulzat din rai. A rămas ca un vis pentru toate generațiile, dar în mod deosebit cei ce au ajuns să-L cunoască pe Dumnezeu. Și așa cum este scris în Evrei, capitolul 6, pentru cei care au început să guste deja din ceea ce Dumnezeu are păstrat, spune Scriptura aici, cei ce au gustat darul ceresc și alte haruri sfinte cu atât mai mult sunt doritori să ajungă în fericirea eternă. Să ne amintim de David, un om care avea Duhul lui Dumnezeu și care îl dorea pe Dumnezeu din toată inima. El scria, citim din Psalmul 16, cu referire la eternitate în mod deosebit, de altfel el leagă fericirea din viața de aici de fericirea care va urma pentru veșnicie. Versetul 2, eu zic Domnului, Tu ești Domnul meu, Tu ești singura mea fericire. Continuăm citind de la versetul 5, Domnul este partea mea de moștenire și paharul meu, Tu mi-ndrepți sorțul meu, o moștenire plăcută mi-a căzut la sorț, o frumoasă moșie mi-a fost dată. Eu binecuvintez pe Domnul, am necormat pe Domnul înainte ochilor mei, de aceea inima mi se bucură, sufletul mi se veselește, trupul mi se odihnește în liniște. Versetul 11, îmi vei arăta cărarea vieții. Înaintea feței tale sunt bucurii nespuse. Deci noi vorbim despre ceva ce nici nu putem să vorbim în întregime, în mod complet. Și desfătări veșnice la dreapta ta. Dreapta fiind locul rezervat pentru cei mântuiți. Asta a spus-o David, cel ce a ajuns să-L cunoască pe Dumnezeu și să vadă o stare de prosperitate în poporul Israel, care era o imagine a ceea ce avea să urmeze. Fiul său Solomon, în Psalmul 72, vorbește exprimându-și dorințele, am putea spune că este aici și un spirit profetic, o rugăciune, în care el își imaginează cum ar trebui să arate un regat, așa cum și l-ar dori. Observați dimensiunile acelei împărății, versetul 3, munții vor aduce pace, dealurile de asemenea dreptate. Versetul 5, se vor teme de tine, va fi soarele cât se va arăta luna din neam în neam, va fi ca o ploaie care cade pe un pământ cosit, ca o ploaie repede care udă câmpia. În zilul lui va înflori cel neprihănit și va fi belșug de pace până nu va mai fi lună. Stăpânire peste tot. Citim apoi de la versetul 15, ei vor trăi și vor da aur din Seba. Se vor ruga încetat pentru el, vor binecuvânta în fiecare zi, va fi belșug de grâne în țară până în vârful munților, spicilor se vor clătina ca și copaci din Liban. Oamenii vor înflori încetăți ca iarba pământului. Numele lui va dănui pe vecie cât soarele îi va ținea numele. Cu el se vor binecuvânta unii pe alții și toate neamurile îl vor numi fericit. Adică toate aceste imagini, prosperitate în țară, oameni sănătoși care să trăiască mult, de fapt erau prezentate în concluzie, în final, ca și fericire. Așa și-au imaginat, așa și-au dorit acești regi fericirea. O fericire pe care n-au putut să o atingă aici pe pământ, dar și-o doreau în prezența lui Dumnezeu și prin harul său posibil să fie realizată. În Noul Testament vine Domnul Hristos și lansează în debutul enunțurilor de fericire, citim Matei capitolul 5, cea din tâi și cea mai neînțeleasă fericire, care de fapt privea
exact fericirea eternă în Împărăția lui Dumnezeu, Matei 5:3, ferice de cei săraci în duh, că cea lor este Împărăția cerurilor. Adică El nu dă drept, nu oferă prioritate celor ce aici pe pământ aveau posibilități. Nu-i favorizează pe evrei și lansează o chemare, un acces la slavă, am spune, prin partea cealaltă. Ferice de cei săraci în duh. Aici a arătat felul în care trebuie să ne apropiem de Dumnezeu în vederea mântuirii și apoi a intrării noastre în slavă. Așadar, ceea ce și-au imaginat cei din Vechiul Testament a fost explicat de cei din Noul Testament, de Domnul Hristos în prim plan, și mulțumim Domnului că avem această carte sfântă care ne spune cum să ajungem la fericirea eternă. Ar fi de prisos să vă întreb, sunteți interesați? Orice om este interesat. Dumnezeu a pus în noi gândul veșniciei și a nu a unei veșnicii de trudă, a unei veșnicii așa cum își închipui religiile asiatice, în care să trecem dintr-o viață într-alta, să ne tot metamorfozăm și să tot nu mai ajungem odată în acea stare a absolutului, să ne contopim cu divinitatea aceea impersonală, cum își imaginează ei. Dumnezeu nostru este unul personal. Ne-a creat și pe noi ca ființe libere și vrea să ne ducă în slavă, să ne bucurăm cu adevărat de fericire. Vreau să, așa ca și în celelalte lecții, să privim pentru puțin la nefericirea chinului etern. Dacă la celelalte lecții, fericirea vieții de familie, de exemplu, am arătat că fericirea noastră este mult mai mare decât a celor din lume, dar se pot lăuda și ei cu fericire, nu? Merg într-un concediu undeva, niște locuri exotice, sau au bunăstare și... Știu eu, au o nevastă de care se bucură, spunând că e frumoasă, un bărbat cu bani și așa mai departe, au și fericirea lor. Dar privind la veșnicie, nu mai putem vorbi de două fericiri. Acolo nu va mai trebui în veșnicie să convingem pe nimeni că în rai e fericirea adevărată. Nu mai trebuie să dăm explicații. Nici nu se vor mai putea lăuda ceilalți din celălalt loc, că nu vor fi decât două, că sunt și ei fericiți. Acolo lucrurile nu mai au nicio formă de relativitate, devin absolute. Fericirea de moment în viața aceasta, acești zeci de ani pe care Dumnezeu i-a îngăduit, va fi exact cauza nefericirii eterne, ceea ce va face ca nefericirea să fie cu atât mai cruntă. Pentru că, de fapt, oamenii își doresc fericire prin ceea ce, în fond, este păcat. Iar pedeapsa eternă este o sânda pentru păcat. Să ne amintim de Iuda, care a avut fericirea înșelătoare să pună mâna pe bani din punga ucenicilor și a Domnului, dar deși nu erau mulți. În final l-a vândut pe Domnul tot pentru bani. Știți că atunci când era gata să plece, de fapt, nici aici n-a mai putut să suporte, ce l-a apăsat cel mai mult? Banii. S-a dus și i-a dat înapoi preoților. Dar ei nu l-au luat în seamă. Nu le-a apăsat de sufletul lui. Să ne amintim de tânărul bogat. Tocmai fericirea de aici, în contrast cu lipsa lui de milă pentru săracul Lazar, a fost imaginea lui de mai târziu, care îl făcea să suferă nu numai de sete, să se chinuie efectiv într-o dimensiune neînțeleasă și necunoscută de noi în întregime. Am spus eu la unii care sunt robiți poate de filme sau de internet, pentru că asta e la modă, toată veșnicia în pierzare, asta o să-și amintească. Ce au văzut la internet? Alții, pentru că nu aceasta e singura stare de păcat, își vor aminti toate poveștile pe care le-au purtat cu minciuni și cu clevetiri. Și vor avea un necurmat remember. Și vor da istoricul.
Asta a fost, asta am văzut. În asta constă chinul veșniciei. În durerea pentru păcatele comise. Tocmai în contrast cu aparenta fericire de acum. Spunea Scriptura în finalul Vechiului Testament, Maleahii, capitolul 3. Citesc de la versetul 14. A zis, degeaba slujim lui Dumnezeu. Versetul 15. Acum fericim pe cei trufași, da, celor răile merge bine, ispitesc pe Dumnezeu și scap. Dar scrie aici în finalul versetul 18. Și veți vedea din nou atunci deosebire între cel neprihănit și cel rău, dintre cel ce slujește Dumnezeu și cel ce nu slujește. Va fi o deosebire cruntă, așa cum scrie în continuare aici. Versetul 3. Și veți călca în picioare pe cei răi. Cum ei mândri să fie călcați în picioare? Da. Pentru un om mândru, durerea este cu atât mai mult mare atunci când este umilit. Vor fi ca cenușa sub talpa picioarelor voastre în ziua pe care o pregătesc eu, zice Domnul Dumnezeu. Cenușa înseamnă exact opusul fericirii, ceea ce este distrus, total, scrumul. Este finalul celor care au vrut glorie vremelnică în păcat, în asociere cu diavolul. Poate mai puternic apare contrastul în Apocalipsa, capitolul 18. Pentru că să știți, cu cât oamenii și-au permis mai mult în lumea aceasta, e suficient să ne gândim la unii monarhi care nu doar că au stăpânit peste țări sau diverse regiuni în istorie, dar au asuprit, au trăit în imoralitate. Ori pedeapsa le va fi cu atât mai mare și chinul cu atât mai greu. Apocalipsa, capitolul 8, să citim de la versetul 4. Apoi am auzit din cer un glas care zicea, ieșiți din mijlocul ei, poporul meu, ca să nu fiți partași la păcatele ei și să nu fiți loviți de urgiile ei. Pentru că păcatele ei s-au îngrămădit și au ajuns până la cer și Dumnezeu și-a adus aminte de legiurile ei. Răsplătiți-o cum va răsplăti ea, adică exact în aceeași monedă. Întoarce de două ori cât faptele ei, turnați-i îndoit în potirul în care a amestecat ea. Pe cât s-a slăvit pe sine însă și-a desfătat în risipă, pe atât dați-i chin și tânguire. Cred că este clară ideea aceasta, că oamenii vor suporta în veșnicie exact durerea plăcerii lor din viața aceasta. Un alt aspect legat de nefericirea chinului etern, aceasta pentru că unii îl pun la îndoială, chiar în diferite curente teologice tot mai mult sunt asemenea accente, Domnul Iisus Hristos, autoritatea absolută în materie de subiecte eterne, a vorbit mai mult decât toți ceilalți oameni lui Dumnezeu care au contribuit la scrierea Sfintelor Scripturi. Fie Moise, fie profeți, fie apostoli. Domnul de foarte multe ori a vorbit despre focul care nu se stinge, viermele care nu moare, despre plânsul scrâșnirea dinților, despre întunericul de afară. Ori, dacă Domnul le-a pus pe acestea a observa oamenii cele două direcții, cei doi poli, haideți să lăsăm învățătura așa cum ne-a lăsat-o însăși Marele Învățător. Nu credem că Domnul a vorbit doar așa să-i sperie pe oameni. În fond nu este grija noastră, îngerii se vor ocupa de execuția acestor pedepse. Dar rețineți ideea aceasta, cuvintele Domnului din Evanghelie au greutate suficientă ca să credem în existența acestui chin etern, în nefericirea lui și să facem totul pentru ca să evităm această stare din care nu se va mai ieși niciodată.
Doamne, păzește-ne! Vreau să privim accentuând, așa cum spuneam, la fericirea veșniciei cu Dumnezeu. În primul rând, să ne gândim când intrăm în această împărăție, de când începe această împărăție, în mod plenar. Momentul morții în Domnul asigură păstrarea pentru slavă, iar momentul învierii va coincide cu intrarea deplină în împărăția lui Dumnezeu. Cu siguranță că cei ce mor, ei sunt deja la Domnul acasă, mântuirea lor este sigură, dar intrarea în plinătatea împărăției lui Dumnezeu va fi ocazionată de înviere, așa cum spunea Apostolul Pavel la 1 Tesaloniceni, capitolul 4. Citim de la versetul 17, apoi noi cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Deci, noi nu vom lua înaintea celor adormiți și cei adormiți, în mod corolar, putem afirma, nu vor lua-o înaintea noastră. Nici cei din Vechiul Testament n-au ajuns încă în slavă, cum zice în finalul capitolului Evrei 11, Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi ca să ne ajungă ei la desăvârșire înainte de noi. Asta viza și mântuirea prin Domnul Hristos, dar și intrarea în mod plenar în slava împărăției lui Dumnezeu. Asta a spus Dumnezeu încă din Vechiul Testament. Citesc din cartea profetului Daniel, capitolul 12, versetul 2. De altfel, în Daniel avem una din cărțile apocaliptice a căror împlinire este încă pe rol. Mulți din cei ce dorm în țărna pământului se vor scula, unii pentru viață veșnică și alții pentru o cară și rușine veșnică. Capitolul acesta, versetul 12 și 13. Ferice! Aici are în vedere pe cei ce încă sunt în viață în acea ultimă generație. Ferice de cine va aștepta și va ajunge până la 1335 de zile. Aici este o matematică interesantă, de fapt un calendar foarte bogat în evenimente. Știți că acei 3 ani și jumătate reprezintă 1260 de zile. Dar aici ni se vorbește despre niște zile în plus, să aibă asta de a face cu derularea anumitor evenimente din Apocalipsa? Posibil. Ceea ce ne interesează pe noi în lecția aceasta este că după consumarea celor zile, debutează fericirea. Ferice! De cel ce va aștepta și va ajunge până. Deci de acolo încolo doar se declanșează în mod absolut fenomenul fericirii. Iar tu du-te până va veni sfârșitul, tu te vei odihni și te vei scula iarăși odată în partea ta de moștenire la sfârșitul zilor. Deci când i-a promis Dumnezeu lui Daniel că intră în moștenire, când se termină cu zilele, deodată încă mai sunt zile, seri și dimineți, cum scrie tot în cartea profetului Daniel. Citește din cartea Apocalipsa, capitolul 20. Știți, aceasta ca să nu ne întristăm ca ceilalți care n-au nădejde, dar nici să nu fim ispitiți de idei folclorice, cum că unii sunt deja în fericire eternă. În fericire absolută intrăm deodată, după înviere, pentru că dacă ei ar fi deja în fericire eternă, ce rol ar mai avea învierea pentru ei? Ce ar mai însemna învierea atunci? Apocalipsa 20, citim de la versetul 6. Fericiți și sfinți sunt cei ce au parte întâi înviere. Deci când se intră în fericire absolută? La întâi înviere. Asupra lor a doua moarte n-are nicio putere, ci vor fi preoța lui Dumnezeu și vor împărăți cu Hristos. Slăvit să fie Domnul. Am amintit doar câteva dintre versete. Rețineți așadar cum vă citesc din 14 cu
13, ferice de acum încolo de morții care mor în Domnul. Da, zice Duhul, ei se vor odihni. Iar după înviere, intră în fericirea deplină. Sunt fericiți pentru că sunt mântuiți cu siguranță și păstrați pentru slavă, când deodată cu toți Sfinții lui Dumnezeu se va intra în acea fericire pe care, așa cum spuneam la început, noi nu o putem descrie pe deplin. Doar Domnul Hristos a cunoscut ce înseamnă fericirea din slavă când s-a rugat Tatălui, proslăvește-mă cu slava ce am avut-o. E foarte important că el știa, este un verset, cred că vi-l cunoscut, Evrei 12:2, să ne uităm țintă la Domnul care, la rândul lui, pentru bucuria care le-a pus înainte. El știa în ce constă acea bucurie. El n-a mers, să spunem, ca noi pe încredere. El cunoștea totul. Dar bucuria aceea, fericirea, apropo de terminologia noastră, este atât de mare încât Domnul pentru ea a suferit crucea, a disprețuit rușinea și a ajuns cu siguranță în acel loc de slavă. Doamne, ajută-ne să ajungem și noi. Orice s-ar întâmpla, merită să acceptăm, peste toate trebuie să trecem. Chiar dacă nu este ușor, asta în ideea că ceea ce ne împiedică pe noi se vede și fericirea la care aspirăm nu se vede. Cum spune și la 2 Corinteni 4:18, pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd și la cele ce nu se văd. Diferența între ele este colosală. Lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd sunt veșnice. Dar ce ne trebuie nouă pentru a fi sigur pe lucrurile care nu se văd? Credință. Doamne, dă-ne-o la pachet cu nădejdea și dragostea deopotrivă. Slăvit să fie Domnul! În al doilea rând vreau să observăm că această fericire eternă este comparată în Scriptură tocmai pentru a fi pe înțelesul nostru cu cele mai înălțătoare stări de fericire pe care omul le poate avea pe pământ. Noi nu de mult am încheiat studiul Asemănări ale Împărăției lui Dumnezeu și am observat că fericirea eternă este comparată cu o nuntă. Și când ajungi să crezi asta, deja te vezi la nuntă. Cum a strigat un om, scrie în Luca 14:15, ferice de acela care va prânzi în Împărăția lui Dumnezeu. Și cum este scris, prin cuvinte autorizate, nu doar o exclamație a unui om care a fost cuprins de o prezumție de beatitudine eternă. Scrie în Apocalipsa, capitolul 19, citesc de la versetul 7, să ne bucurăm și să ne veselim, să-i dăm slavă, ferice de cei chemați la ospățul nunții mielului. Apoi mi-a zis, acestea sunt adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu. Ori dacă Dumnezeu afirmă că e fericire acolo, e fericire mai mult decât ne imaginăm noi la o nuntă, că la o nuntă poate mirii au fericire, dau și emoții, părinții se bucură, dar sunt și obosiți, ceilalți se bucură, dar trebuie să cotizeze și aș spune că nu-i neapărat cineva fericit 100%, dar acolo a spus-o Dumnezeu, că toate sunt perfecte. Perfecte nu în gândirea noastră, că uneori spunem că sunt toate prezente și că încolo am greșit la numărătoare sau ceva mai lipsește. Bucătărea s-a crezut că a pus toate ingredientele în tortul ei sau în friptura pregătită și că încolo constată că stai puțin, mai trebuie să pună pe masă condimente sau mai trebuia altceva adăugat înainte de a fi pus la cuptor. La Dumnezeu toate sunt cu adevărat minunate, slăvit să fie Domnul! Împărații, cei care și-au permis să trăiască în cea mai mare fericire posibilă pe pământ, le plăcea să fie salutați printre altele cuvintele să trăiești veșnic împărate. Rețineți, nu doar să trăiești veșnic, să trăiești veșnic în postura de împărat. Acest salut îl observăm în cartea profetului Daniel. Era un salut de cinste pentru rege, dar adevărații regi, fără să ne măgulim, suntem noi și mulțumim Împăratului Ceresc pentru aceasta. Deci cei cărora le poate fi adresat fără greșeală acest cuvânt, să trăiești veșnic împărate, sunt sfinți.
Dacă vă amintiți, cu câțiva ani în urmă, cu ocazia unei campanii electorale, au venit aici mai mulți domni și doamne de la municipalitate, de la Consiliul Județean sau știu de la ce partide erau ei. Evident, cu dorința să ne motiveze, să îi votăm. Și le-am propus atunci să intre în Partidul Sfinților. Mi-a zis cineva la urmă, auzi, ce te-ai portat cu ei așa ca papa cu regii? În evul mediu. A zis, nu, a fost o provocare foarte rațională. Am spus-o cu suflet. Dacă ei ar pricepe, ar intra în Partidul Sfinților. Pentru că Scriptura afirmă cu claritate, vă citesc cartea profetului Daniel, capitolul 7, versetele 17 și 18, aceste patru fiare sunt patru împărați care se vor ridica pe pământ. E maxima altitudine umană. Dar sfinții celui preanalt vor primi împărăția și vor stăpâni împărăția în veci, din veșnicie în veșnicie, slăvit să fie Domnul. Cu ce mai comparam noi? De fapt, cu ce am învățat că le compara Domnul Iisus Hristos stările din împărăție? Cu o familie mare, cu un neam puternic, cu un regat fără margini și care nu are opoziție, cu un regat al păcii, al fericirii, cu o societate selectată, cu un loc al reconcilierii totale, amintiți-vă de acele lecții, toate acestea sunt doar imagini. A realitatea absolută, pe viu, o vom constata când vom ajunge acolo. Și când ne gândim la toate acestea, ne vine să ne rugăm așa ca David, spune el, Psalmul 139, versetele 23 și 24, cercetează-mă, Dumnezeule, încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile, vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Adică, Doamne, vreau să fiu în siguranță în mâna Ta, nu cumva să mă rătăcesc și să nu pot ajunge la slavă. Este un verset interesant și în cartea Proverbe, capitolul 10, versetul 25, care vorbește tot despre aceste două dimensiuni eterne. Cum trece vârtejul, așa piere cel rău. Și veșnicia lui înseamnă moarte, moarte și iar moarte, moartea a doua sau moartea eternă. Dar cel neprihănit are temelii veșnice. Doamne, înrădăcinează-ne cu astfel de temelii, cu astfel de rădăcini, ca rădăcinile pomului vieții. Iată și câteva versete din profetul Isaia, o altă carte apocaliptică, în același timp evanghelistică. Cartea Isaia, în fond, are două mesaje cu răsunet puternic pentru noi. Primul este chemarea la mântuire și al doilea este reprezentat de promisiunile pentru eternitate. Începem cu Isaia 25. Ceea ce este aici este o imagine pe înțelesul oamenilor de atunci despre ceea ce va fi în împărăția lui Dumnezeu. Și dacă veți face relația cu câteva din cele noțiunile din Apocalipsa, veți vedea ce legătură strânsă este între Isaia 25 și Apocalipsa. Doamne, Tu ești Dumnezeul meu, pe Tine te voi înălța, laud numele Tău căci ai făcut lucruri minunate, planurile Tale făcute mai dinainte s-au împlinit cu credincioșie. Atunci însă se va putea constata că s-au împlinit cele făcute mai dinainte din veșnicie. Căci ai prefăcut cetatea Babilonului într-un morman de pietre și încă în Apocalipsa 18 Babilonul încă e în picioare. Cetatea cea mare a străinilor este nimicită și niciodată nu va mai fi zidită. De aceea te slăvesc popoarele puternice, cetățile neamurilor puternice se tem de Tine. Versetul 6. Domnul oștirilor pregătește tuturor popoarelor pe muntele acesta, muntele simbolul împărăției, un ospăț de bucate gustoase, un ospăț de vinuri vechi, de bucate miezoase, pline de măduvă, de vinuri vechi și limpezite. Și pe muntele acestea înlătură mahrama care acoperă toate popoarele și înveritoarea care înfășoară toate neamurile, nimicește moartea pe vecie.
Știți că moartea e ultimul dușman care va fi nimicit. Domnul Dumnezeu șterge lacrimile. Despre asta scrie Apocalipsa 7, în 21. De pe tot pământul în lături îndepărtează o cara poporului său. În ziua aceea vor zice, iată, acesta este Dumnezeu nostru în care ne încredeam că ne va mântui. Acesta este Domnul în care aveam încredere. Acum să ne veselim și să ne bucurăm de mântuirea Lui. Și când citeau evreii acele cuvinte, își imaginau în felul lor. Cum, hai să fim sinceri, ne imaginăm și noi în felul nostru cum va fi în rai, așa-i? Cum spunea un frate, zice, când am văzut pozele din revistele Marturilor Jehova, m-am gândit, în rai trebuie să fie mai frumos, că dacă numai așa nu-i chiar atât de interesant. Cu siguranță că mai frumos de cum și-au imaginat cei din Vechiul Testament, apostolii sau cei care au colorat niște planșe. Doamne, spunem din nou, ajută-ne să ajungem acolo. Nu-i indicat să negociem când e vorba de slavă, dragii mei. Dimpotrivă, ar trebui să dăm și surplusul de energie peste ceea ce considerăm noi că ne cere Dumnezeu. Să dăm cât merită sau cât face, cum se spune mai popular, dar să dăm și mai mult decât atât. Pentru că acolo dragostea va fi la cote absolute, răul va lipsi cu desăvârșire, bunătate, amabilitatea și tot ce ți-ai dori. Cum să se poarte cei din jur cu tine, așa va fi acolo. Doamne, ajută-ne să ajungem. Iată și alte referințe din Isaia, citim pe scurt 55. Cu versetul 13, cum vă spuneam, Isaia are un ecou de chemare și un ecou de prezentare a slavei. Dacă în versetul 1 suntem chemați, în versetul 13 zice, în locul spinului se va înălța chiparosul, în locul mărăcinilor va crește mirtul și lucrul acesta va fi o slavă pentru Domnul, un semn veșnic nepieritor. Deci ce înseamnă asta? Nu mai întâlni nicăieri în jur un om cu toane, ca să nu mai spunem cu alt fel de vicii sau de stări păcătoase ascunse sau vizibile. Toți vor fi frumoși, binevoitori. Doamne, ajută-ne să ajungem. Și mă adăugăm aici 56:5, asta pentru cei ce poate aici n-au gustat nici fericirea familiei sau au fost părăsiți sau cum erau famenii privați de libertăți și de drepturi naturale. Le voi da în casa mea și înăuntru zidurilor mele un loc și un nume mai bun decât fiii și fiicele. Le voi da un nume veșnic care nu se va stinge. Și în al treilea și ultimul rând, referitor la fericirea veșniciei cu Dumnezeu, vreau să observăm că există o luptă pentru biruința finală, pentru accederea la această slavă, ce nu poate fi anticipată de noi în întregime. Este o bătălie spirituală între duhurile asociate cu balaurul, care sunt scoase tocmai din această slavă. De ce demonii spuneau că Domnul Hristos te cunoaște? Fiindcă ei au fost în slavă și știau cine e Domnul Hristos, nu degeaba cădeau în fața Lui în leșin. Ei știau că nu-i Fiul Mariei doar. Și noi oamenii suntem chemați într-un fel spus să înlocuim pe ei și în Împărăția Lui Dumnezeu să fie din nou completată cu întreg personalul de serviciu și cu întreg cadru familial al Tatălui și fericirea să continue pentru vecii vecilor. Noi nu știm ce a fost în veșnicia trecută. Cum zicem Psalmul 90, Doamne, din veșnicie în veșnicie, Tu ești Dumnezeu, dar asta pentru noi, știți ce înseamnă, zice El acolo, înainte de a se făcut munții și dealurile. Și mai mult nu știm. Dar pentru a dobândi fericirea veșniciei viitoare, este cu adevărat o luptă. Și noi pentru aceasta ne-am înscris la oaste. Iată ce spunea apostolul Pavel lui Timotei, 1 Timotei, capitolul 6.
Pentru că, așa cum spunea poetul, aici se manifestă niște baiuri că omul vrea să ocupe două raiuri. Cu orice preț, cu riscuri de mormânt, vrea unul în cer, dar și unul pe pământ. Numai că atunci când toate planurile îți cad, din două raiuri mai rămâne un iad. Haideți să fim conștienți de această realitate și lupta cine stă în față. 1 Timotei 6 cu 6. Negreșit evlavia, cea care are făgăduința vieții acum și cele viitoare. Însoțită de mulțumire este un mare câștig, cât de mare, cât veșnicia. Căruși n-am adus nimic în lume și noi nu putem să luăm cu noi nimic din ea. Deci cum trebuie privite cele din lume? Ca de puțină valoare. Și apostolul surprinde în continuare tocmai pe unii care gândesc altfel. Că lucrurile din lumea aceasta au valoare și nu dau valoare lucrurilor eterne. Ascultați, asta rezultă clar din versetele ce urmează. Dacă avem dar cu ce să ne îmbrăcăm și ce să mâncăm, ne va fi de ajuns. Și ce vor să îmbogățească, evident, în viața aceasta. Dimpotrivă, cad în ispită, în laț, în multe pofte nesăbuite și vătămătoare care cufundă pe oameni în prăpăt și pierzare. Deci concentrarea pe viața de aici este foarte, foarte riscantă. Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor și unii care au umblat după ea au rătăcit de la credință s-au străpun singur cu o mulțime de chinuri. Iar tu, omul lui Dumnezeu, adică cel ce ai să-L cunoști pe Dumnezeu, fugi de aceste lucruri. Observați cât de mare e pericol dacă ne pune să fugim? E ca și în cazul curăviei, unde nu poți să negociezi, stai de aproape, pentru că ești îmboldit de simțuri, fugi! Și caută neprihănirea, evlavia, credința, dragostea, răbdarea, blândețea, luptă-te, lupta cea bună a credinței, apucă viața veșnică la care a fost chemat. Contrastul dintre viața de aici, cu tot ce oferă ea, sau cu dorințele de a avea ceva, că nu toți cei ce doresc vor ajunge și să aibă. Apucă viața veșnică la care ai fost chemat. Și pentru care ai făcut acea frumoasă mărturisire înaintea multor martori. Te îndemn înaintea lui Dumnezeu, observați ce solemn este mesajul care dă viață tuturor lucrurilor și înaintea lui Hristos Iisus care a făcut acea frumoasă mărturisire înaintea lui Pilat din Pont, să păzești credința fără prihană până la arătarea Domnului nostru Iisus Hristos. Ce am spus că se va întâmpla când va veni Domnul? Se intră în fericire. Deci până atunci trebuie să avem grijă până când se declanșează fenomenul absolut de fericire. Această fericire, această venire a Domnului care va fi făcută la vremea ei de fericitul și singurul stăpânitor, împăratul împăraților și Domnul domnilor. Vă rog să observați relația aceasta, nu e doar un joc de cuvinte. Noi intrăm în fericire când ne întâlnim cu fericitul. Pentru că de fapt fericirea eternității constă în părtășia cu Dumnezeu, în a sta în prezența, în preajma Lui. Asta e fericirea. Ioan 17:3 și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine. Și când ajungi cu adevărat să te întâlnești cu Dumnezeu, să constați că El e fericitul, că deja ți-a fost atribuită pe deplin fericirea, atunci ce ne vom bucura noi că ne-am luptat și că am reușit să dăm la o parte piedicile și păcatul. Și am alergat cu stăruință la alergarea care ne stă înainte. Dumnezeu e singurul care ne murirea. Versetul 17, îndeamnă-i pe bogații veacului acestuia. Să nu se îngânfe. Cu ce? Cu o viață atât de scurtă, nu-și pună deșne și bogății nestatorii, ci în Dumnezeu, care de toate lucrurile din belșug să ne bucurăm de ele. Îndeamnă-i să facă bine, să fie darnici, ca să strângă pentru vremea viitoare drept comoară o bună temelie pentru ca să apuce adevărata viață. Asta nu o putem numi viață. Nu degeaba Dumnezeu a spus lui Adam în ziua în care vei păcătui, vei muri. Ori, pentru un om în proces de moarte, mai putem să-l numim că este în viață? Nu. O altă referință care ne îndeamnă la luptă este Iacov 1 cu 12 și toată lupta e de factură spirituală. Ferice de cel ce rabdă ispita. Știți când va fi cel mai ferice sau absolut ferice de cel ce rabdă ispita? Când va fi legat ispititorul a doua oară și pentru vecii vecilor. Adică, cum spunea și Domnul cel ce rabdă până la sfârșit, căci după ce a fost găsit bun, va primi coroana vieții pe care a făgăduit Dumnezeu celor ce îl iubesc, pentru că veșnicia o oferă Dumnezeu celor ce vreau să stea împreună cu El în
eternitate. Și încă un verset, Apocalipsa 16 cu 15, din nou ne îndeamnă la veghere, la luptă. Iată, eu vin ca un hoț, adică surprinzător. Fericit de cel ce veghează și își păzește hainele ca să nu umble gol și să-i se vadă rușine, adică, așa cum scria și Ioan, să nu rămânem de rușine. Amintiți-vă de fericirile promise celor șapte biserici, una mai frumoasă ca alta, toate pentru biruitori. Deci niciodată să nu stăm pe gânduri când este vorba, chiar să pierdem ceva din viața aceasta, dacă există riscul să pierdem viața viitoare. Odată în Anglia, știți cum s-au succedat regii și influențele din Biserica Catolică și din cea anglicană, și s-a întâmplat că pe tron a venit cineva din cealaltă parte și primul ministru era din vechile structuri, de altă orientare, și regele, nu mai știu, sau regina, i-a spus primului ministru: treci în tabăra noastră sau la noapte dormi în turnul Londrei, adică în acea închisoare temută. Dar el renunțase la catolicism, devenise, acceptase reforma într-una din fazele ei și a spus: nu pot. Asta ar însemna nu să renunț la tron, ar însemna să renunț la Domnul și la un alt tron, la veșnicie. Dacă rămân pe tronul acesta, potrivit cu vârsta ce am, maxim 20 de ani mai pot să rămân aici. Și dacă ar fi să trăiesc tot atât sau ceva mai mult în închisoare, trec anii aceștia. Dar în comparație cu veșnicia, nu pot face un asemenea calcul eronat. Accept să sufăr. A fost îndepărtat, dar cu siguranță, dacă a rămas credincios până la sfârșit, se va bucura în împărăția lui Dumnezeu. Așadar, să nu uităm, mai este, cum cântăm noi, puțin, până se debutează în fericire. O fericire ca fericirea lui Dumnezeu, că va fi ocazionată de întâlnirea cu El. O fericire pentru care merită să ne luptăm. Așa cum spune tot în Apocalipsa, capitolul 22, versetul 14, ferice de cei ce spală hainele ca să aibă drept să intre pe porți în cetate, să aibă drept la pomul vieții. Ce har să te vezi intrat pe porți în cetate! Nu degeaba ai scris că nu-ți vor mai veni în minte cele vechi. În fericire, în stările de acolo, nu ne vor mai durea nici picioarele, nici capul. Nu ne vor mai veni în poștă facturi de plătit la care să ne gândim că oare avem sau nu avem bani. Nu ne va mai supăra nimeni. Doamne, fii slăvit pentru ceea ce ești, pentru ceea ce ai pregătit. Și vreau să amintesc în final că fericirea eternă este un har al dragostei divine pentru oamenii aleși și credincioși. Fericirea aceea o vom dobândi după ce ne vom lupta, dar nu lupta noastră ne dă fericirea. Lupta noastră dovedește doar adeziunea noastră față de Dumnezeu. Locurile pregătite sunt un har, o ofertă a dragostei divine. Așa cum este scris în Psalmul 33, versetul 12. O, de a-mi învăța astfel de versete. M-a sunat astăzi un frate mai în vârstă și îmi spunea: mă bucur că l-am cunoscut pe Domnul din tinerețe, dar un lucru regret. Zice el că până am fost tânăr și am avut memorie bună, n-am învățat mai multe versete pe de rost. Și eu am fost undemult la un frate care trece prin niște stări sufletești mai neplăcute și știți ce l-ajută cel mai mult? Versetele care îi sunt în memorie. Să le învățați până puteți, până vă este minte ageră, iar ceilalți să le citim mai des. Psalmul 33, versetul 12. Ferice de poporul a cărui Dumnezeu este Domnul. Și continuă.
Ferice de poporul pe care și-l alege el de moștenire. Doamne, îți mulțumim că ne-ai ales. Ajută-ne să ne întărim chemarea și alegerea și să ajungem la tine în fericirea eternă. Amin.